Copacii și crengile rupte de furtuna puternică de vineri noaptea au fost îndepărtate și astăzi de pe domeniul public de angajații primăriei Drobeta Turnu Severin. Echipele de intervenție s-au aflat în teren de când a pornit furtuna și au acționat în prima noapte pentru deblocarea străzilor, a trotuarelor și a căilor de acces. Furtuna de vineri noaptea a rupt zeci de copaci care au blocat străzile și trotuarele din Drobeta Turnu Severin. Echipele primăriei au ridicat cu prioritate arborii prăbușiți pe străzi și trotuare, acolo unde era blocată circulația. Și copacii care au căzut peste firele de înaltă tensiune au fost ridicați de muncitori. Lucrăm de vineri noapte, orele 12:30. Am ieșit cu toate echipele pe teren. A fost dificil la început pentru că aveam sesizări în tot orașul. Am încercat în primul rând să eliberăm artele principale de circulație și pe parcurs am intrat și către artele pietonale și către blocuri. Acum, după cum observați, lucrăm în pădure. Vom mai avea mâine o echipă de la pompieri. Încercăm să îndepărtăm și crengile care sunt pericol să pice. Astăzi, echipele Serviciului de Gospodărie, cu sprijinul lucrătorilor societăților contractate pentru întreținerea spațiilor verzi și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta, au degajat arborii căzuți în pădurea Crihala. Se intervine în toate zonele de agrement din municipiu, dar și în zona blocurilor. De vineri noaptea lucrăm la degajarea căilor de acces, a căilor de circulație, trotuare, alei. S-a lucrat pe inclusiv sâmbătă, s-a lucrat duminică, suntem pe final. Am intrat în zona pădurii pentru că pe ea am lăsat-o ultima, fiind o zonă mai puțin circulată. Am luat legătura și cu cei de la ISU, de la pompieri, să ne ajute acolo unde noi nu avem acces la înălțimi foarte mari. Ei au o mașină specială și vom degaja și acele crengi care stau să cadă. E important să evităm orice fel de accident. Ne-a ajutat Dumnezeu și n-am avut nicio victimă. Nu au fost câteva mașini zgâriate, lovite, dar totul sub control. Severinul s-a aflat vineri noaptea sub atenționare de cod roșu de furtună. Vântul a bătut cu peste 100 de km/h și a provocat pagube în tot orașul.